Hello guys, welcome to Cyber Playground. The name is Alex. Bine ați venit pe Cyber Playground astăzi. Vom continua playthrough-ul în Dark Souls 2. Da, ce vreau să zic este că m-am hotărât să merg pe să bătem pe Freya în episodul de astăzi, cel puțin să bătem pe Freya. Să încercăm să facem sabie. Moonlight Sword. Ca să reușim asta, am trecut zona asta pe Medium Plus 2, folosind un bonfire ascetic. Să sperăm că am folosit la accesat bonfire-ul potrivit. Altfel am mirosit un de-asta. Un ascetic. Aiurea. Ia să botem. Ăla e nașpa. Nu știu ce damage încasează. Acolo cred că se iese din zona asta. Ornifex. Oh, Strange Being, da? Ah, dragonul, Wanderer Soul, da. Arrows, Lockstone. Nu am gura de paianezi, am venit să-mi fac propagandă, cu care am gura de asta. V-am făcut flăierile. Titanite Slab și Chunk minuna. Wunderbar. Wunderbar. Wunderschön. Ia du bist Vesuvius. Da, cred că ăsta e un. Uite că am sărit acolo și am ajuns în coace. Să te dau pe Carbasan. Am uitat de nebunul ăsta care e aici. Sunt mult mai mulți NPC-i. De viață pe călăuare.
Băi, noi ne-am luat one shot acolo. Ia să-i să pun și pe care să intrăm la spectacolul ăla. Să luptăm itemele de aici. Puf. Nu, nu, fight night chunk, fight night slab. Hai băiatul, vin aici. Great Heavy Soul Arrow, Great Heavy Soul Arrow, Great Heavy Soul Arrow, Great Heavy Soul Arrow. Great Soul Arrow. Great Soul Arrow. Yeah. Pe Angel. Hai Angel, nu? Give us a kiss. No, ok, dacă nu vrei, nu vrei, nu te forțezi. Poison Arrow. Atât. Hero Soul Gold. Aici pentru că nu suntem cu adevărat pe New Game Plus, modificând doar first setting, mă rinde pe nivelul amicilor. Nu facem în așa fel încât să și itemele să se respawneze chiar toate, cel puțin ce nu putem. Ce de paiangani? Aici e unul sus. Nu? Mă chemăm pe Ohara. Omor, bă. Uite pe fraierul ăsta. Ia să folosim un repair powder, că nu prea mai avem. Rezistențe. Ah. Let's go forward, my children. Children of Sodom. Avem și aici parcă nu știu. Perils, let's do. Come on, Har. Let's go, baby. Thank you.
Da. M-a invadat unul. Credeam că e NPC-ul inițial, nu mă așteptam să fie. M-am și surprins să fie player. O luăm de la capăt. Omul nenorocit, ce DMG-ul. Încasează o grămadă. Hai să-l sumonăm și pe nebunul ăsta. Să intrăm. Dăm skip, că am văzut deja cinematicul de N ori. Opa! Aha, hai că e bine. 98 de damage. Am că rezolvăm până mâine. Ușor, ușor. Dacă vă are ce mai pune PvE până în toate dacturile până acum, se pare, pentru că ai și capitate foarte bună până pe cei.
poți să-i dai capul jos. Adică să-i se rupă un glob de ăsta. Dacă dai suficient de mult damage. Hai că a murit. N-a durat mult. New game plus, yay! Old fell dead soul, ăla. Și asta e că te duci în... să iei alea de dragon. Cristalul ăsta, memoriile dragonului pentru un quest mai spre finalul jocului, așa. Ah, ia stai, că nu știu dacă ne-am luat sufletele. Da, uite-le aici, mai aveam 50.000 de lot. Așa, da. Hai să mergem să vedem cum stă treaba cu crafting-ul. Cred că ne luăm Crystal Soul Spear-ul de la asta. Sau Dragon's Breath, nu mai știu care spell era. Dragon Branch of Yore. Da, uite că a picat ăsta ți-l doar azi rău. Victory is mine, ia să mergem să vedem dacă ducem ăsta. Where is it? Where is it? Here it is. Pum pum pum, tarana. Ia băi. Very good indeed, most powerful, nu știu ce trade. Yeah. Oh, heavy homing song, crystal soul spear. Yes. Ia să vedem și ce armă ne, cred că ne dă aia. Dacă mai facem, mai facem o dată pe Freya. Că luăm și grei, ăsta, Moonlight Greatsword-ul de la ea.
Du-te în gura, mă. Și tu la fel. Ia uite. Am uitat să cresc în level. Ușa asta e criminală. Hello? Da, un light great sword. Special attack, strong attack. Da, hai să ne luăm magia, că noi suntem magi în primul rând. Au, ce ați făcut, mă, fraților? Uite cât sunt. Raid. Crystal Soul Spear. Asta de unde e, mă? Ah, Heavy Homing Soul Arrow. Și ne dă și armă de spear? Nu, no, asta e Mithra. Mithra's bent blade, dagger for fun. Mithra, așa. Mithra was the fairest queen in the land until someone unhinged her. Was it the poison found deep within the earth? All the passion that consumed her heart. Yes. Am să luăm și homing souls. Să luăm și forlorn armor-ul. Că arată cool. Increases intelligence. Ring of knowledge. Hai că luăm și pe ăsta. Purte nebi. A, pe ăsta l-o omor în curând, mă. Nu mai prinde el viață lungă. E prea bășinos. Unde-i Crystal Soul Spear-ul? Nu spune că am nevoie de două. Da. Două sluturi, fătu-ți gura, mă-te! Fătu-ți gura, mă-te! Trebuie să mai punem în attunement, aparent. Mergem în măgiula. Nu mai creștem strength și asta, mai punem niște spell-uri. Level up. Tu nașpa ce ești.
Hai, poate mai strângem de un level. Lost Sin, nu folosim nimic de la el, uite la mea, te mănânc. Bă, căcatule, te mănânc la propriu. Asta ce? Executioner's Chariot. Iar nu folosim nimic de la el. E bullshit. Asta ce? Skeleton Lord, iar e useless. Adică arată cool armele de la acest lucru, știu că da. Cavitus Demon, iar e bullshit. Mithra, da, e dagger. Nu am chef. Freya, da, Souls of Jupiter, poate numără Souls și sunt două chiar. Nu mă le treau. I want spells. Spells. Ce ai făcut? Mă, unde am băgat eu suflet? Și n-am un 7? N-am un plus slot? Nu mi-apare așa? Ceva heavy. Da, ah, heavy asta e. Crystal Soul Spear. Soul Spear. Heavy Homing Stone. Asta e bășina aia de o dau aia. Să vezi. Un moment, băieți. Așa. Anșante. Dizemane pe. Ia. Mamă, dar ăsta ajut pe gâtul meu. Uite. Mă, sperie. Do you seek my teachings? Nu, du-te în gura, mă. Am putea să înlocuim inelul ăsta cu scutul și să-i dăm doar așa, să facem scheme. Și să înlocuim inelul ăsta, Florenții ring-ul, cu altceva. Extends length of spell effects. Slows equipment degradation. Versus dark defense, quartz ring. Magic defense. Yeah. Physical protection. Equipment. No, no, no.
Let's see if we can upgrade the mace even further. Reinforce the weapon. Yes, we can. We can. Oh, we can go to maximum level. Yes. Now it's fully upgraded. I'll be around. Okay, okay, be around. Where shall we go next? I'm scared of going to the Iron Keep because it's full of invaders. Oh? Pate's Cestus and Pate's Shield. I believe his armor is also here. No? No, no, no. Oh, but yes. Pate's Helm. Nothing special about this armor. Kael and Creighton already gave me his armor. Bă, dar noi înregistrăm. Înregistrăm, bă, și încă merge. Încă merge bine. Yes. Oh, uite-l și pe fraierul ăsta. L-am dus în magiună. Aici să ne pune scări în funcție de cât de mulți bani dăm, atât de lungă e scara. Și mai ușor să coborăm fără Catherine. The name's Gilligan. Don't make me say it twice. All right. What do you want? I have everything you need. Da, da. Oh, I should have listened to the warnings. This place is flipping mental. Huh? No, I wasn't born here. I'm from a wee bit. I'm from a wee bit out west. That's all. You wouldn't believe the shenanigans that happen in my business. I thought at least here in the middle of nowhere, I could stay clear of it all. My own plans. Oh, don't ask me what happened. That Gaping Hole. It's where the people around here toss all their rubbish. Corpses. You know what. Or whatever they'd rather be rid of. Oh, and those human statues. Who are they supposed to be? Anybody, I suppose. Probably just some old pagan costume. What's it like at the bottom of the hole? Well, why in the hell would I know? Oh, yeah. Somebody told me that the grave of a saint lies below here. Not built by the king, no, no. It date back to a time long before him. The tomb connects to that hole. And there's something about some rat king down there. Ah, doamna a făcut aia cu rat king. If the old rat is as rich as they say, maybe I should go and pay him a visit. Oh, I should have listened to the warnings. Huh? No, I wasn't born here. Seen some rough times. What do you think? What? Ia ce bolovanie are și asta. Well, I've only one thing to provide and we both know what that is. You know how they call this place, well, in the old lore, in stories and the like, they said it had another name. What was it? Well, since long, long ago, many kingdoms have risen and fallen on this very spot, each like a great flame. Turns. Maybe that's why people don't remember much about the path. No interest. Oh, I have an interest, but not the one you believe. It's to be. Damage I don't keep.
acum Invader. Sensor Sharon. Ah, uite. Aia cred că e un sabie de la Freya sau nu mai știu care e. Da, bine că ne pece ei sunt tractul, dacă era player ne rupea pe genunchi. Vine un invadator, parcă. Că sunt doi nebuni. Da, uite, Armorer Dennis. Da, hai ca oprim aici, am spus, dacă nu... Na, nu mai e chef. Bye bye, guys. Welcome back. Ia... Ne-a mai venit cheful, na? Ui. Cheful de Dark Souls. Unde suntem? Unde sunt? Ah, da. Ne parma ăștia. Am întrebat parcă era un item. Da, pare nu era aici altă. Oamne, mi-i invadează și acum?
Ai armurierul Dennis. Hai să-ți rup cojonesul. Ia spus gura mătii, băi, pe păcat. Mori morți, mătii. Culcă! Presimt că o să se întoarcă. Alune Knights. Oh, să mai luăm niște life gems. Uuu, un vendor. Uuu. Incense, asta ca să faci... reduci necesitatea asta, cum zice, a vrăjilor. Require stats și poți să le folosești de când ai nivel mai mic. Dark Hail, Dark Storm. Raises item discovery in your files, falls critical hits, increases numbers of souls acquired, reduces falling damage. Da, sunt foarte șmechere. Itemele lui Thomas, Jester Thomas, Hester. Ia să mergem pe aici. Barrel's Digstone, aici e un perete invisibil. Ei pun o voluire pe fraieri. Dacă zici că te pui, dar la unde? Ah, în ce să tragi? Nu, în ce să tragi? Și apoi te duci și faci astea așa. Nu, e kind of gimmicky toată faza. Nici nu contează, dar asta. Adevărat, e în față un bus. Uite-i.
glow in the night. Mă întreb dacă e un joc de cuvinte. Alone în sensul de singuri. Are dinți? Nu. Life ring. Nu știu ce l-a luat. Era o schemă, ca să fiu sincer cu voi, poți să faci o schemă, să sari acolo, direct de aici. Donut recommended. Uite, de ce nu o recomand? Hey. De ce în ce mai morți, mai putrezi? Haide, bă, băiat. Mă gândeam acum când în Elden Ring o să apară, o să fac cu siguranță un melee build, ceva de genul, că nu mă pasionează Magic almost at all. Poate Pyromancy, dacă e ceva. Da, Pyromancy, sigur. Dar să stau să castez asta aici. Nu. No. Bine, am văzut că e mult mai bine făcută magia în Elden Ring. Când spun mai bine, făcută e mai dinamică, poți să dai din mișcare, să faci alte chestii, scheme mai interesante. De pe cal.
N-am oprit focul. Ia să vedem. Ce găsim înăuntru? A părut că e Pyromancy Flame sau ceva de genul. Sau nu, Fire Seed. What? Câta bolă. De ce e aia? What the fuck? Ah, da. Putem ieși prin partea asta. În altă ordine de idei, am descărcat Final Fantasy VII Remake-ul și am observat că multă lume se plânge de el, că sunt probleme de performanță. Că nu se mișcă bine, că nu știu cum și nu știu ce. Băi frate, calculatorul meu, care nu e high-end ca celor care se plâng de performanță, adică am un 5600X overclockat, un 3070Ti overclockat. De fapt overclockat, underclocked. Optimizat mai degrabă spus pentru ăla. N-am ultimile drivere. Nu e nevoie să le instalez că nu sunt foarte străluci. Nu ne aduc în bunătății. Dar ce vreau să zic este că merge foarte, foarte bine. Jocul. Rezoluție 4K. Oh. Totul la maxim. Plus că am instalat și deja un mod care a apărut să dau disable la resolution, scaling. Și iar nici o problemă nu am avut. Așa că sunt curios. Cine se plânge și de ce? Cum de se plânge? Că nu are de novo. Adică e exclusiv pe Epic Games, dar jocul nu vine cu de novo. Zweihänder. Deci Stonehenge, Cure Poison e Stonehenge pe aia. Oh, look at the left mirror. Bună fata mea. Ce face fetele? Se dau damage mare când se bășește.
best tank ever. Ce mai de căcat boss este. It was an achievement at the time to defeat this really easily. Și aici dacă ne ducem sus la bonfire și ne întoarcem iar un pursuer. Fucking pursuers everywhere. Și dacă îl batem pe ăsta ne dă Ring of Blade plus 1 sau 2. Cine a omorât? Asta pare diferit de ceilalți. Nu are ochii roșii făcuți, ceea ce înseamnă că nu e upgraded, în sensul că nu e overpowered. Dar are alte mișcări, nu atacă, nu face charge. Interesting. Rușine să-mi fie că a murit. Mă duc după ce înregistrez în baie să mă duc să plâng. Aici use Pharaoh's Lockstone și ne duce în celălalt loc. Echivalent cu cel al gargoyle-ilor. Din Lost Bastille. Under Quartz Ring. Magnificent. Ia ce se întâmplă.
mort și eu. Hai să prindem bonfire-ul. Și să ne ducem pe scurtătură, pe partea cealaltă. Make a run for it. Cu sufletele astea, hai de tata înapoi la modula și mergem acolo și facem treaba. După vedem ce... Nu ne descurcăm acolo sus. Nu ne riscăm. Și chiar să își... cred că putem trece, da. Asta. Măcar ca de plăcere așa. Să facem până... Ah, ba nu, că n-avem inelul. Dar am putea trece de pe... La Aldian putem merge. Mă gândeam să mergem la Aldian chip. Dar putem merge până asta. Și morții mătii afară. Frică de Dark Souls 2, că e mare ca un păi. Dar chiar e mare jocul ăsta. Mai sunt câteva nivel. De fapt, pentru a-l termina nu mai e foarte mult, dar... De fapt, e... Că mai e Shrine of Amana. Mai e DLC-urile. Mai e una, mai e alta. E nebunie cu ciucuri. Shrine of Winter. Aia e ca un milionul de suflete. Și aici intrăm în DLC-ul. Ăla ultim, cred că era de gheață. Opa! Da, e clar. Uhuhuhuhuhuhu, și am trecut de... Fără să-l mai batem până pe Iron Lord. Mm-hmm.
Ce era să ne crape ăla? Stă cu spatele expus ca fraierii. Și odată vremea să schimbă. Ceata lupiți goi, dar într-unul pică doi. Și tu, dacă să deschizi ușa asta la palat, trebuie să omori inamicii lângă statuile astea care absorb sufletele. Altfel nu se deschide poarta. O să trebuiască să respawne zona. Sunteți mumă. Great Combustion. Da, nu mai sunt... Hidden Pulse, uite ce frumos arată. Pff. Sunt bine zonele astea perfecte. Nu te îngura, mă. Asta în caz că eu mor pe apă. Din primul val mai ai o șansă cu cavalerii ăștia de aici. Și asta mi se pare că are și semn. Ăia vin de aici, de undeva. Când se spunează. Sunt toți înghesuiți aici. Da. Nu mai știu unde era bunfa. Parcă era într-o cameră de aici, în dreapta. Jos.
talopitigo, da intr-o nopții pe doi. Unul dintre ăștia pe aici e cam de ajut. Îl trimiți inima ta? Uh-huh. Unde ai găsit-o? Am scris să eu singur. Nu cred că n-ai fi în stare, dar nu a, cred că ai... Dai seama, am copiat caracter, but it's good and now I see it. Vreau să-mi schimb hainele? Vin și eu acum să-mi schimb hainele. Nu e gramă, la mine e durează. Oh, ok. Ok. Ah, da, stai. Ne pregătim în încheiere. Hai să luăm de toți banii niște... Da toți banii tău. Nu ne uităm la ei. Oh. Oricum le mâncăm instant. Bine, băgăie.